La competiție au participat cele 9 subunități ale Inspectoratului de Jandarmi Constanța și una din Comandamentul Unității. Echipele au fost formate din câte doi pescari, care au stat pe baltă câte 6 ore. Nu prea a fost un succes. Am dat și la boilies. Ne-am reprofilat după ora 9 și am început să trag pe fixă la stuf. A fost altceva. A mers mai bine, pătrățică, peștele se pare că a răspuns cu brio și ne-am luat locul care ni se cuvenea. Cum ați reușit să-l pescuiți? Cu perseverență și cu momeală bună, să zicem. Ce momeală ați folosit? Mai multe arome în funcție de perioada anului, în funcție de ce am mai testat până acum, eu știu, porumb, căpșună. Și cam atât, restul nu se spune. Peștii capturați au fost eliberați după cântărire în prezența arbitrilor. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sportivă Jandarmii Dobrogea. La final, toate echipele au fost premiate cu lansete și mulinete, undițe fixe și scaune de pescuit pentru profesioniști.